n-am vorbit în limba maghiară pentru că nu e un program, ci este o, o necesitate, partea cu ISU, care ne costă enorm de mult. După colectiv s-a sărit calul. La noi întotdeauna intrăm dintr-o extremă în alta și, practic, s-a dorit să se facă într-un an ceea ce nu s-a făcut în 100 de ani în România. Evident că nu e posibil. Am cheltuit sume astronomice pentru autorizări, pentru documente, pentru hârtie, adică nu pentru a face ceva concret pentru copii, ci pentru hârtie, ca să avem încă o hârtie sau 10 sau 1000 în plus fiecare instituție de învățământ. Dar asta este România și ne provoacă un stres. Ce înseamnă sume astronomice? Cu autorizările. La nivelul unei instituții, dacă cheltuim 50, 60 de mii, 80 de mii de lei, vă dați seama, am mulțit cu 20 de instituții, sunt sume de... Ajungem poate la suma pe care o dăm într-un an pentru creșe. Și legat de autorizările ISU pentru care s-au cheltuit sume astronomice, nu credeți totuși că trebuia făcut ceva în sensul ăsta? Adică, indiferent că ai fost colectiv sau nu, autorizările astea nu sunt necesare? Deci nu e vorba despre a fi sau a nu fi necesar o autorizare. E vorba când devine autorizat ceva din punct de vedere al ISU. Deci acum se cer lucruri, nu vreau să spun stupide, dar se cer niște lucruri și problema pe mine nu mă deranjează cât costă să construim la Micheș o scară exterioară dacă asta salvează viața unui copil. Da? Mă deranjează cât mă costă documentațiile până ajung acolo să construim o scară exterioară. Asta mă deranjează. Și faptul că s-a scos o ordonanță că 6 luni trebuie să rezolvi problemele. Să rezolvi în 6 luni ce n-ai rezolvat în 100 de ani. Deci să fim serioși. Trebuia făcut pas cu pas, frumos, și acum vine ISU și ne amendează. Și în plus vine și amendează instituțiile și ne amendează și pe noi în condițiile în care noi în afară de faptul că dăm bani pentru școli, nu avem, nu putem să facem altceva. Deci nu există nicio școală care a cerut bani și ne-am spus că nu-ți dăm bani ca să faci documentațiile pentru ISU. Iar acum vine ISU și nu mă amendează pe mine, ca primar, că școlile nu sunt autorizate. Da. Adică chiar concret v-a trimis să luați? Da, chiar concret, da. V-a și trimis să stau acum în protest. Da, este acum în instanță. Și adică pentru toate care nu sunt autorizate, v-a sancționat? Adică care este speța? Deci este o... Sunt... Deci am fost sancționat cu 10.000 de lei, că asta e sancțiunea standard la autorității statului împotriva primarilor. Asta e. Deci am fost sancționat, bine, nu ca persoană fizică, ci ca instituție, am fost, deci este o amendă de 10.000 de lei, asta în condițiile în care și unii directori au fost amendați sau avertizați, dar încă o dată, din punct de vedere juridic, deci eu nu am cum să obțin autorizații pentru instituție, ci pot doar oferi fondurile pentru instituție să obțină autorizații. Deci v-au trimis amenda pentru că nu au autorizat ISU școlile. Exact. Și ați contestat. Evident. Deci, problema care este? S-a întâmplat tragedia la colectiv. Trebuie văzut și așa informal mie îmi spun pompieri, dar știți, domnul primar, că până la urmă din toată tragedia aia pompierii au stat cel mai mult în arest. Că până la urmă cei de la ISU au avut cel mai mult de plătit. Și atunci, evident că vrem să ne îngropăm sub hârtii ca, Doamne ferește, într-un caz similar să nu mai fim noi cei care plătim. Deci ei simt absurdul situației, numai că problema de fond este că a fost tragedia de la colectiv. Haideți acum să facem totul hiper, super și așa mai departe, uităm că sunt clădiri, monumente istorice. Nu e așa de ușor să-ți faci un perete. Deci, asta pe de o parte. Pe de altă parte, dacă în 100 de ani nu a existat un aparat de specialitate care să autorizeze instituțiile de învățământ, și nu e vorba doar de instituții de învățământ, că avem și la alte instituții probleme, și la cultură și așa mai departe,
astea, nu a existat un aparat care să se ocupe. Nu au fost oameni. Și acum, dintr-o dată, în momentul în care spune legea că în 6 luni, într-un an, trebuie să rezolve, evident că toată lumea fuge. Ce se întâmplă într-o economie de piață când există puțini care oferă și mulți care caută? Deci ceea ce se oferă va fi scump și de proastă calitate. Că asta e regula economiei de piață. Asta s-a întâmplat și aici.